Bună seara și bine ați revenit, dragi telespectatori, la Dialoguri Esențiale. În această seară m-am gândit să-mi aplec gândurile către o altă sferă, cea a tradiției în opoziție cu modernitatea. Iată, tinerii și nu numai astăzi s-au bucurat și au împărțit inimioare, fie ei de hârtie, fie ele din alte materiale confecționate, cu bilețele de dragoste. Sfântul Valentin, sărbătoare care venită din exterior, importată, iată, de român spus mai comercial, a devenit și la noi o tradiție. Însă uităm că și noi avem dragobetele, o sărbătoare tradițională cu farmecul ei aparte, dar care este pusă în umbră de această nouă sărbătoare de pe 14 februarie. Să zicem sărbătoare, însă vom vedea dacă e așa sau nu. De la invitata noastră vom afla răspunsurile. Doamna conferențiar doctor Claudia Costin. Bună seara și bine ați venit la noi în emisiune. Bună seara, bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație. Cu mare drag. Iată, am ajuns să vedem în zilele noastre să e sărbătoare Sfântul Valentin pentru noi românii. În general, pentru noi nu, dar constat că pentru cei foarte tineri e o sărbătoare a îndrăgostiților. E adevărat, bine ați precizat, importată după anii 1990, promovată foarte bine de mass media. Din păcate, dragobetele care ne aparține nu este o sărbătoare la fel de bine mediatizată, dar am constatat că nici această sărbătoare a noastră nu este cu totul străină tinerilor noștri, liceeni și studenți. Este adevărat, Valentine's Day este o sărbătoare comercială și este firesc să fie așa în societatea actuală, post-industrială. Prin excelență, cultura dominantă este cultura de consum. Și atunci să nu ne mire că această sărbătoare importată este una de consum. Și atât. Iată, omul duce o permanentă luptă între tradițional și modern. Ne îndepărtăm atât de mult de strămoși încât aproape nici nu mai recunoaștem. Sau mai bine spus, am putea spune că nu ne mai regăsim unii dintre noi în ei, în ceea ce caracterizează ființa spirituală a românilor. Și iată, importăm modernismul. E mai ușor să vorbim, să fim mai deschiși către modernismul vecinilor sau, în general, către Europa, către America de Nord, ne îndreptăm privirile și imediat captăm tot ceea ce, ca un burete, absorbim tot ceea ce vine din exterior. Însă, de ce nu încercăm să facem invers? Pentru că avem aceste sărbători ale noastre tradiționale, tradițiile, obiceiurile care spun foarte multe despre ființa noastră. Spun într-adevăr foarte multe. Mă gândeam că poate că ar trebui să folosesc cuvântul totul. Spun totul despre noi, despre ființa noastră. Da, nu este chiar așa. Într-adevăr, noi cei de astăzi ne aflăm undeva așa la granița dintre tradiție și modernitate. Tradiția pe care în cea mai mare parte o apreciem, încercăm să o păstrăm atât cât se mai poate. După 1947, deci nu după 1990, după 1947, odată cu pătrunderea comunismului, situația s-a schimbat radical în România. Astfel încât elementul tradițional ajunge undeva pe plan secund, obiceiurile noastre nu mai sunt păstrate. Ele au mai existat în unele comunități puternic conservatoare, din Bucovina, Maramureș, zona munților Apuseni, Oltenia.
Și comunitățile în general îndepărtate de mediul urban au făcut totul pentru a păstra tradiții, obiceiuri pe care le practicau și le-au practicat și după 1990, acolo unde, firește, au mai existat informatori, adică oameni care cunoșteau foarte bine elementele culturii tradiționale. De ce, probabil vreați să mă întrebați, de ce nu exportăm, nu, elemente de cultură corect. Tradițională? Să știți că Occidentul este într-adevăr interesat de cultura noastră populară, de cultura tradițională. Foarte mulți străini, dincolo de specialiști, ar dori să cunoască multe, chiar foarte multe despre noi. O pot face în măsura în care ei ajung în spațiul românesc, în măsura în care ei învață limba română și atunci iau contact cu o realitate aici, la noi acasă, sau din tot felul de conferințe pe care le organizează și la care participăm noi cei de aici, în general din mediul academic. Lipsesc traducerile. Am întâlnit profesori cu ani în urmă care au învățat limba română, antropologi. Erau interesați să introducă în tezele lor de doctorat, de fapt, au și introdus elemente de cultură românească, dar, repet, au fost nevoiți să învețe limba română, să vină aici în România să se documenteze, să pună întrebări lămuritoare specialiștilor, pentru că lipsesc traducerile unor cărți fundamentale de mitologie, de etnografie și folclor, din limba română în limbile de circulație internațională. Eu mereu le spun studenților mei că ei trebuie să se pregătească nu neapărat pentru a fi foarte buni profesori, ci de acum înainte, unii dintre ei, și pentru a fi foarte buni traducători. În momentul în care enciclopedii, dicționare, cărți de folclor, culegeri, vor fi traduse în limbile de circulație internațională, sigur, noi vom fi cunoscuți și mai bine sub aspect cultural. Iată, ar mai fi iarăși o variantă. Toți cei care merg în străinătate pot promova cultura tradițională românească. O prietenă de-a mea, de exemplu, care a fost profesor la noi la liceu, a plecat în Franța și lucrează cu copii mici. Și mici însemnând până prin clasa a treia, a patra. Și încearcă să introducă elemente din cultura noastră tradițională, spunându-le despre România, spunându-le despre limba română, vorbindu-le în limba română, și chiar le-a pus și dansuri populare și ei au spus că vor să se îmbrace în costumul popular, erau foarte atrași de aceasta. Semn că în străinătate tradițiile, obiceiurile, elementele care ne aparțin nouă sunt o tentație pentru a fi descoperite pentru europeni, pentru cei din exterior. Însă, cum se explică faptul că noi nu mai punem accentul asupra lor? Pentru că vedem, vara este acel târg cu care ne-am familiarizat deja de ceva vreme, de tradiții, obiecte, sunt aduse obiecte tradiționale românești, însă lumea trece, se uită, privește, nu mai cumpără, dar nu mai folosește în casă aceste obiecte. Nu le mai folosește pentru că intervine, zic eu aici, partipriul. De ce să nu folosim obiecte moderne, nu? Din inox, din plastic, așa, ca să fim la modă? Ce avem nevoie de obiecte din lemn, care sunt și mult mai sănătoase și mai atrăgătoare din punctul meu de vedere? Pe acestea, da, le folosesc tot mai mult occidentali, este foarte adevărat.
Da, pentru că iată, am avut profesori care au predat la noi la liceu și când au plecat înapoi în America și au luat de aici absolut tot ceea ce puteau să-și pună în geanta de voiaj, linguri de lemn, au spus că vor face inclusiv mămărigă și au luat și culișerele tradiționale și foarte multe obiecte și chiar stăteau cu teamă să nu se spargă acele vase din lut. Și vorbind colega mea cu ei, au spus, știi în ce mâncăm noi ciorba? Mă rog, au învățat să facă și ciorbă. Și sunt foarte fascinați de ele. Iată că noi, dacă ne-ar invita cineva la masă și am primit ciorbă într-un vas de ăla de lut, ce am mai spune astăzi? Eu personal m-aș bucura și aș felicita gazda respectivă. Nu știu alții. Probabil că s-ar abține să facă vreun comentariu. Nu știu. Iată, avem obiceiurile de mărțișor, de Paște, care sunt pline de farmec. Vorbeam mai devreme de dragobete. Poate n-ar fi rău să insistăm puțin asupra acestei sărbători, ca să știe mai ales tinerii ce pierd. Pentru că ei se bucură de Valentine's Day, însă de dragobete nu prea. Da, eu sper să se bucure și de dragobete, să prețuiască tot mai mult această sărbătoare care se pierde undeva în negura timpului, pentru că nu știm exact unde și are originea. Se știe din mitologie că Dragobetele era fiul babei Tochia. Este o expresie foarte frumoasă pe care tinerii o spuneau în ziua de 24 februarie când sărbătoreau Dragobetele, în lumea tradițională românească. Dragobetele sărută fetele. Practic, ce se întâmpla în ziua de 24 februarie, fiind foarte aproape de 1 martie, dată considerată a marca începutul primăverii, tinerii, dacă era frumos afară, timpul le permita, chiuind, mergeau pe câmp, prin pădure, pentru a culege floricelele care abia apărau, brândușele de primăvară, știu, ghioceii. Uneori se confecționau și lagăne în care se dădeau fetele, fiind susținute de către băieți, de către flăcăi. Tot cântând, chiuind, veneau din pădure, se bucurau și făceau, era să spun, declarații de dragoste, da, să zicem legăminte, da, vorbe frumoase de iubire. Își spuneau în ziua de 24 februarie. Trebuie să precizez că femeile nu trebăluiau în această zi în cele mai multe zone ale țării. Însă în unele părți ale României se pare că femeile erau foarte harnice în ziua de dragobete, făceau curățenie pentru ca după aceea, pe parcursul anului, să aibă casa îmbelșugată, prosperă, credeau ele. Da, o zi frumoasă în care, repet, se spuneau vorbe frumoase de iubire, o zi practică a armoniei, a păcii, a dragostei. Se pare că uneori, în unele zone din România, în această zi avea loc înfrățirea și însurățirea, adică băieții se legau frați de cruce și noi cunoaștem ritualul, se înțepau într-un deget până când picura sângele, se frecau pe rana respectivă și făceau un legământ că se vor ajuta din acel moment pe tot parcursul vieții, da? Unul pe celălalt. Legământul era rostit fie pe malul unei ape, fie sub un măr, fie în biserică, la fel depinde de zonă. Fetele se adunau la una dintre ele acasă, acolo se cocea o pâine, coaja era tăiată sub formă de cruce,
se picurau atâtea picături de vin roșu, câte fete erau adunate la casa respectivă, se împărțea câte o bucățică pentru fiecare și, important, fiecare bucățică era tăiată cu un bănuț de argint. După care bănuțul de argint era tăiat și câte o parte revenea fiecarei fete, pentru că se legau și ele, cum ar veni, surori de cruce, da? Câte două. Și își făceau la fel un legământ că pe tot parcursul vieții una o va ajuta pe cealaltă în momente mai dificile ale existenței. Iată cât de frumos aceste legăminte. Astăzi nu știu dacă mai auzim de frați de cruce. Nu. Nu. Abia dacă auzim de prieteni. Nu mai auzim nici de prieteni, dar aminte de ajutorul din partea acestora. Am putea vorbi despre aceste vremuri ca și cum ar fi aparține unui timp sacru. Putem vorbi astfel despre aceste vremuri? Putem face așa o poziție între sacru, profan, între lumea în lumea pe care o vedem desfășurându-se în fața ochilor noștri și vremurile de altă dată, când străbunii știau să se bucure de viață, la modul cel mai bine spus. Da, eu cred că da. Putem vorbi și de această relație sacru și profan. Cred într-adevăr că strămoșii noștri trăiau într-o legătură mult mai puternică, într-o reală comuniune cu natura, cu sacralitatea, cu divinitatea. De aceea și respectau cu sfințenie sărbătorile, obiceiurile de peste an, le practicau cu tot atâta sfințenie, pentru că astfel își asigurau acea comuniune tainică, da? cu divinitatea. Sigur, era un timp al sacrului coborător în profan. Și e foarte frumos spus. Iată, și oamenii erau mai buni față de vremurile noastre. Putem spune că oamenii sunt răi și buni? Permanent au existat oameni buni și răi în oricare tip de societate. Și în societatea tradițională erau oameni răi și buni. Și astăzi îi împățim la fel. Dar să vedem cum arăta familia în perioada străveche a străbunilor noștri. Cum arăta această familie în timpul sacru, să zicem? Da, să-l numim sacru, da. Pe atunci, într-adevăr, familia reprezenta celula, da, fundamentul societății, al comunității. Oamenii aveau mare grijă ca tinerii să întemeieze o familie, pentru că viitorul acelei comunități depindea, da, de căsătoria tinerilor și de aducerea pe lume a copiilor. Pentru că copiii care apăreau pe lume reprezentau un viitor asigurat pentru comunitate, o continuare a unui filon tradițional, a unui filon cultural și, firește, nu în ultimul rând, păstrarea identității, da? Care era foarte importantă. În familia tradițională românească, un rol important avea femeia, care nu era nici superioară, nici inferioară bărbatului, ci undeva așa pe calea de mijloc, însă trebuia să fie suficient de ascultătoare, pentru că ea știa că bărbatul este cel care are puterea decizională. Spre deosebire de vremurile noastre, da, de contemporaneitate, unde problema nu se mai pune deloc așa. Femeia avea, spuneam, un rol important atât din punct de vedere gospodăresc, administrativ, cât și din punct de vedere cultural. Din punct de vedere gospodăresc, administrativ, femeia era într-adevăr cea care se ocupa
ca totul să funcționeze foarte bine în cadrul unei gospodării, să pregătească bucate alese, să fie foarte curat, chiar dacă nu trăiau în case foarte mari și luxoase. Dar femeile aveau grijă să fie o atmosferă plăcută, să fie foarte curat. Și asta mai ales știm din însemnările călătorilor străini în țările române, printre care și Antonio Maria del Chiaro, care a stat o perioadă bună de timp la curtea lui Constantin Brâncoveanu. Și astfel sursele sunt absolut credibile. Chiar am citit ce a scris Antonio Maria del Chiaro, cuvintele sunt de laudă la adresa româncelor, la adresa femeilor din societatea tradițională românească. El lăuda frumusețea, hărnicia femeilor și chiar am remarcat un ton ușor ironic la adresa bărbaților. Deci spunea, iată ce frumoase femei sunt româncele, ce gospodine, dar bărbații cam rar sunt pe acasă pentru a le ajuta mai mult prin crâșmă. Da, o notă ușor ironică. În ceea ce privește aspectul cultural, femeile sunt cele care au avut grijă ca obiceiurile să se desfășoare potrivit ritualurilor, să fie transmise mai departe. Ele se ocupau și de elemente de medicină populară. Noi știm că existau descântătoarele altădată, femeile care se pricepau la tot felul de lacuri, din plante pe care le culegeau în anumite zile din an, la anumite ore. Aceasta era medicina populară. Iată, uneori nu putem substitui medicamentele din farmacii care se înmulțesc pe zi ce trece cu această medicină populară, pentru că unele leacuri de atunci dau roade astăzi dacă sunt încercate. E greu să le substituim pentru că și maladiile sunt altele. Rezistența organismului, cred eu, că nu mai este aceeași. Alimentația noastră lasă foarte mult de dorit pentru că ne-am îndepărtat de natură. Eu cred că niciunele plante s-ar putea să nu le mai găsim. Doar știu eu prin munți. Și trebuie să fie un foarte bun cunoscător. Și să le și cunoaștem. Sigur că da. Și ele nu pot fi culese oricând. Deci nu știu dacă în momentul actual putem vorbi de o substituire. Cum scăpau de boli oamenii înainte? Pentru că ați spus puțin mai devreme că exista în casa românilor o farmacie. Așa cum există și în casele noastre o mică farmacie pentru cele strict necesare în caz de urgență, care erau ingredientele, să zicem, cum se fabricau medicamentele respective? Se fabricau foarte simplu. Cum am spus, în anumite zile din an, la anumite ore, se adunau anumite plante. Femeile, sau cel puțin unele dintre ele, cunoșteau fiecare plantă pentru ce anume trebuie administrată. Erau descântătoare, l-am spus, da? S-a apelat foarte mult la descântece. Și eu cred că acționa foarte mult autosugestia. Da? Deci era acea credință a omului că el se vindecă dacă merge la descântătoare, dacă bea nu știu ce infuzie, și la fel cred că și organismul era cu mult mai rezistent. Scuzați, iată, mă amintesc acum de cum procedau oamenii pentru că nu aveau medicamente pentru animale. Suntem în luna februarie. Și de ziua Sfântului Haralambie, țăranii duceau mălai, grăunțe și sare la biserică pentru a primi binecuvântarea preotului.
Ei, o parte din aceste alimente, o parte se dădea vitelor atunci ca să fie sănătoase pe parcursul anului. Cealaltă parte se păstra și la fel se administra animalelor în cazul în care se îmbolnăveau. Deci, iată, foarte simplu. Iată, am găsit într-o revistă care era dedicată exclusiv țăranilor în anul 1907, un calendar care, calendarul sătenilor, în care scrie: noi hrănim cu munca noastră și cu pământul nostru o lume întreagă și la urmă pățim ca ciubotariu care face la toți încălțăminte bună și îl umblă cu cine știe ce scoaberele și cârpite. Oare să nu fie jale când se face atâta grâu în țara noastră și ai noștri mănâncă mămăligă? Ne întrebăm noi, transferând această întrebare și zilelor noastre. Oare nu-i păcat când vezi că ai noștri vând ouăle, untul, păsările și mănâncă mâncări fără putere în ele? Să ne uităm spre supermarketuri, nu? Și cum s-or lupta cu nevoile acei ce n-au nicio putere în ei? Ce putere și ce deșteptăciune îți poate da mămăliga cu moare de curechi, ori cu un borș lung? Ei, dar acum nu-i vorba numai decât de cărnării și de grăsimi, căci nici ele nu-s bune decât doar din când în când. Iată, se pune accentul de fapt asupra unui mod de viață, de alimentație echilibrată. Sigur că da. Sigur că da. Erau mult mai ponderați, cred eu, strămoșii noștri, să știți, decât noi, cei de astăzi. Și absolut lăudabil respectau posturile cu sfințenie, da? Pentru că perioada de post este o perioadă, într-adevăr, de totală purificare, de detoxifiere. Mai respectăm noi, cei de astăzi, gospodinele, înainte de începerea postului, pregăteau vasele, erau vase speciale pentru mâncarea de post, Exista da? un adevărat ritual, nu? De Sigur că da. pregătire pentru post. Sigur că da, un adevărat ritual, într-adevăr, pentru a se pregăti de post. Era postul acela adevărat, repet, de purificare totală. Când se apropiau și spiritual de Dumnezeu și prin apropierea aceasta se făcea prin post. Nu? Și Exact. post și rugăciune. Alimentația respectivă, sau eu știu, această pregătire, în ce consta? Nu știu, noi o putem privi astăzi ca o pregătire specială, deși nu era chiar așa. Deci, repet, vasele destinate mâncărurilor de post erau scoase de gospodine, celelalte vase spălate și puse deoparte, nici măcar nu se atingeau de ele pe perioada cât dura postul, fie pentru Sfintele Paște, fie pentru Crăciun. Aveam un ritual și de preparare a borșului în putină. Nu știu exact în ce consta ritualul respectiv, dar știu că aveam un ritual pentru pregătirea borșului în putină pe care îl foloseau pe durata postului. Sau a posturilor, da? În rest, începea munca, da, la câmp, odată cu venirea primăverii, înainte de începerea postului, oamenii se și bucurau, da? Erau sărbătoare a cucilor, tinerii se mascau, asta chiar înainte de începerea postului Sfintelor Paște. Sigur, tot felul de alte obiceiuri și ritualuri pe care le făceau în săptămâna lăsatului de sec, când mâncau numai produse lactate, da? Fără carne. Așa cum în mod normal ar trebui să facem și noi astăzi. Ar trebui, e adevărat. Aveți acasă vase de sărbătoare și vase uzuale, să zicem? Da, am. În spiritul tradiției populare În românești? spiritul tradiției românești, exact. Da, țin la tradiție și încerc să păstrez pe cât pot. Cum ne pregătim astăzi de post? Omul contemporan este mult prea copleșit de tot felul de probleme, de problematici.
da? Prea mult stres în jurul nostru, prea multe probleme de zi cu zi care ne copleșesc și care ne înfrânează pur și simplu de la ceea ce ar trebui să facem, da? De la acel dialog cu noi înșine inițial, da? La începutul postului, ca să ajungem la dialogul și la comuniunea totală cu Dumnezeu până la sfârșitul postului. Iată, mai este o problemă. Cea a băuturilor tradiționale. Dar imediat după o scurtă pauză publicitară să vedem ce obișnuiau să bea la masă bărbații, pentru că am vorbit despre femei, am văzut ce înseamnă o femeie neleneșă, spusă ca atunci, însă care erau atributele bărbaților și care era problema lor, vom vedea imediat după o scurtă pauză publicitară. Vă așteptăm! Cosa Rom. Savurează diferența. Brutăria Țac Țac. De aproape două decenii reușim să facem ca produsele noastre să fie asociate sunetului atât de cunoscut al morii. Țac Țac însoțește cu pasiune și răbdare tot ceea ce știți că se învârte mai bine într-o brutărie cu adevărat domnească. Vă așteptăm să prindeți miresmele cuptoarelor unde pâinea și produsele de patiserie poartă peceta domnească la brutăria Țac Țac. Un cămin fericit înseamnă liniște. Cu tâmplăria PVC Tomplast ești ferit de orice disconfort, praf, zgomot sau frig. Sună acum la 0722-661-485 și ai 25% reducere. Transportul, montajul, sticla 4S și plasa pentru insecte sunt gratuite. Tomplast, pentru un cămin fericit. În 10 ani am construit 514 km de drumuri, oferind o infrastructură corespunzătoare pentru 57 de localități din mediul rural și urban. De 10 ani comercializăm materiale de calitate, beton și fier beton, cărămidă și vecea pentru zidării, termoizolații, finisaje, acoperișuri și garduri. Vino și tu la depozitul din Târgu Frumos, strada Justiției, numărul 25, pentru a beneficia de o gamă largă de produse. Toți clienții beneficiază de consiliere tehnică, certificate de calitate, livrare gratuită și descărcare cu macaraua. Echisam, pasiune pentru drumuri, materiale de calitate. Pentru noi, conceptul de personalizare semnifică un crez, un scop, ceea ce facem în fiecare zi. Intenționăm să extindem acest concept la absolut tot ceea ce ne înconjoară, pentru că noi credem în produsele și spațiile care ne reprezintă. Tocmai de aceea, atunci când ai nevoie de tâmplărie PVC, apelezi la noi. Un partener pentru viitor. Florimer, aproape de casă.
Zâmbetul copilului tău este prețios, iar fericirea lui este mai presus de orice. Vino la magazinul Ioana în spatele poștei din deal pentru fericirea celui mic. Jucării, articole de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru toate categoriile de vârstă. În plus, la etaj vă așteptăm cu o gamă variată de cărucioare, premergătoare, pătuțuri, triciclete, jucării de pluș și articole party. Am păstrat aceleași prețuri mici la scutecele Pampers și Happy, iar pentru botezul bebelușului tău găsești hăinuțe la prețuri pentru toate buzunarele. Ioana, supermarketul copiilor, vă așteaptă cu oferta săptămânii. Tricouri Grecia pentru copii 8-16 ani, diverse modele, la super prețul de 10 lei. Ioana, mereu cu gândul la copilul tău. Autotranscom, cel mai nou serviciu auto din Pașcani, te așteaptă cu cele mai noi echipamente de înaltă precizie și performanță. Mecanică, geometrie roți 3D, îndreptat jante, verificare amortizoare, diagnoză autocomputerizată. Inspecție tehnică periodică pentru turisme și camioane. Reparații camioane. Vulcanizare turisme, camioane și utilaje agricole. Magazinul de piese auto și scule mecanice vă stă la dispoziție cu o gamă diversificată de componente. Am înființat pentru confortul șoferilor depozit zonal de anvelope pentru turisme și camioane. Ne găsiți pe strada Moldovei numărul 67 la ieșirea spre Suceava. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Iată, am revenit în direct, rămăseseră la obișnuințele bărbaților. Care era rolul lor în familie? Cu siguranță partea cea mai dificilă. Însă, la masă, care era ritualul? Să vedem ceea ce câștigăm și pierdem astăzi, raportându-ne la masa tradițională românească și masa care devine acum tradițională în vremurile moderne. Bine, țăranul când își permitea, servea sigur un pahar de vin, da? Sau unul de țuică, era băutura pe care el o prepara acasă, naturală, firește, nu se abuza, tot timpul își tratau cum se cuvine musafirii. Deci cam acestea erau băuturile, vinul și țuica pe care noi le știm. Iată, într-un articol am găsit întrebarea: problema băuturii în rav greu al țăranului român de ieri și de azi? Eu era un rav. Da, din totdeauna. Pentru că am văzut în urmă cu vreun an, cred, pe posturile naționale de televiziune, spuneau într-un studiu că românii sunt pe locul întâi la băuturi. Iată, înainte oamenii beau și erau cumpătați. Existau, bineînțeles, și excepții, însă aceste excepții erau aspru sancționate de societate? De obicei, excepțiile, sigur că da, erau sancționate de societatea tradițională românească.
fie printr-o serie de strigături, da, în anumite zile din an, fie prin celelalte creații literare pe care le cunoaștem, sunavele, da, care aveau tocmai acest rol de a reliefa defecte omenești tare ale societății tradiționale cu scopul de a le îndrepta. Firește, excepții au existat dintotdeauna și în ceea ce privește clasamentul respectiv, nu știu, dați-mi voie să am rezervele mele, nu aș crede că este chiar așa. Să vedem acum școala, cum era văzută atunci? Pentru că vedem foarte mulți tineri în jurul nostru care, iarăși nu vorbim doar de regulă și de excepții, dar în general tinerii sunt tentați să învețe tot ceea ce este strict necesar, spunând că nu le mai trebuie cartea. Cum era atunci cartea? Era apreciată? Cine mergea la școală și cum reușeau? Mai ales că se știe că mai ales copiii țăranilor ajungeau mai greu. Iată, avem, dacă obligatoriu trebuie să citească vrând nevrând tinerii moromeții. Și îl vedem pe Nicolae chinuindu-se să meargă la școală. Ei, cum era percepută școala în vremurile străbune și cum este astăzi? Vorbim și din perspectiva dascălului modern. Da, diferența este extrem de mare. Așa cum ați spus, accesul la carte, da? La știință, nu îl avea oricine. Și știm că o bună perioadă de timp fetele nu aveau voie să meargă la școală, da? Le era interzis. În momentul în care s-a acceptat, fetele din familiile de boieri, deci cu o situație financiară mai bună, sigur că da, au mers la școală și atunci chiar a început să se creeze un decalaj între cei care învățau carte și ceilalți, mai ales din mediul rural, dar nu numai. Se întâmpla ca și în mediul urban, atât cât exista el la vremea respectivă, da, în România, să nu meargă foarte mulți copii la școală. În schimb, nu știu dacă ar trebui să ne gândim doar la școală stricto sensu, pentru că societatea tradițională românească a suplinit cu altceva. De exemplu, erau cetele de femei, despre care are un studiu Monica Brătulescu, cetele de femei care în societatea tradițională românească au avut un rol extrem de important. Și lucrurile acestea nu prea se știu, din păcate. Se știe că fetele și femeile în general se adunau la șezători. Da? O fată era primită la șezătoare, începând de la vârsta de 13 ani, se alegea o gazdă, de obicei femeia cea mai în vârstă a comunității respective, și ea era gazdă pe o perioadă de la 1 la 7 ani, uneori până la 15 ani. Deci, iată, perioadă destul de mare. Fetele erau inițiate în cadrul acelei șezători. Ele acolo învățau să toarcă, să țese, să coase. Erau inițiate în codul viitorului rol de femeie, de soție, de mamă, și chiar ceata de femei decidea dacă un tânăr al comunității respective poate lua în căsătorie o fată sau nu. Deci ceata de femei a fost practic o instituție care a funcționat foarte bine și multă vreme, până aproape de a doua jumătate a secolului al XX-lea, în spațiul românesc. Deci, iată, această instituție, ceata de femei, care practic a suplinit școala. Astăzi mai vedem vreun război de țesut? Mai vedem pe cineva care toarce lână? Care, eu știu, mai țese un covor?
prea puțin, mai sunt încă femei, am rămas surprinsă, da, să văd prin sate din Bucovina, din Maramureș, femei care, da, țes, covoare și o fac cu mândrie. Au învățat de la cele dinainte, mamă, bunică, și iată, merg mai departe și transmit acest meșteșug. Ceea ce mi s-a părut foarte interesant și cu un semn de întrebare în același timp. Am văzut un obiect pe care scria Made in, de unde vin toate obiectele, și el era realizat cu motive tradiționale românești. Și mă gândeam, în timp ce spuneați dumneavoastră aceste lucruri despre țesut, că mâine poi mâine vom ajunge să cumpărăm produsele pe care le făceau odinioară strămoșii noștri, dar făcute în alte părți decât în România. E sau nu un adevăr posibil acest lucru? Sper să nu fie posibil. Deși acum, în plină cultură consumatoristă, asistăm la acest fenomen. La orezul, de exemplu, așa pe o distanță de, nu știu, 500 de metri, dacă nu cumva mai mult, o să vedeți nu meșteșugari, da? Ci oameni care stau, da, comercianți, cu obiecte made in, da? Și care nu sunt de la orezul. Apar o serie de motive naționale. Firește, turistul care vine, nefiind cunoscător, da, al artei populare românești, se poate înșela, luând un obiect, da, care nu este autentic românesc. Când la câteva sute de metri mai încolo este meșterul, da, care se pricepe la olărit, care face obiecte minunate de artă populară, însă nu are parte de sprijin, da, din nicio parte. Este un meșter care mi-a mărturisit asta și îmi pare foarte rău că oamenii noștri talentați, artizanii noștri populari, nu sunt sprijiniți de forurile competente. Cum reușim noi să facem diferența între un fake și un produs tradițional românesc? Un obiect care, în care sunt, se regăsesc motivele tradiționale românești îmbinate, armonios, pentru că tot într-o emisiune văzusem cum pictau. Era pictura de cucuteini și de la Horezu, iarăși, de asemenea cocoșul, cum îl făceau cu îndemânarea respectivă, care sunt simboluri tradiționale românești. Apropo, ce înseamnă cocoșul acela de pe produsele, de pe obiectele de ceramică românești? Bine, simbolistica este destul de vastă, este un simbol al renașterii, al bogăției, al prosperității. Cam asta simbolizează cocoșul despre care spuneți. Cum putem deosebi? E vorba de calitatea obiectului, pentru că se cunoaște. E o și greutatea lui, și la propriu, și la sens figurat. Și la propriu, da. Sigur că da. Și motivele respective trebuie să aibă o anumită logică, nu? Trebuie să fii un avizat în domeniu ca să-ți dai seama de acesta? În general, da. În general, da. Însă se vede foarte bine culorile cum sunt realizate pe obiectele acestea din import, da? Pe chiciuri. Un lucru lucrat la mână se deosebește categoric de unul absolut, care cu siguranță absolut nu e făcut manual. Absolut. Și atunci când vrem un obiect autentic românesc, e bine să mergem la sursă, la orezul, la marginea, dar la meșterii respectivi. Iată, v-aș mai întreba, pentru că vedem astăzi discoteci, cluburi, cum își petreceau timpul liber tinerii de vremurile de altădată? O, frumos! Mergeau la șezători, unde învățau să lucreze, unde se spuneau basme, se cântau cântece, da, doine, se spuneau snoave. Deci tot ceea ce ține de literatura populară, în mare parte, acolo se realiza. Șezători,
clăci. Erau ocupații foarte frumoase, plus obiceiurile pe care le practicau de-a lungul unui an de zile. Nu aveam nevoie de discoteci. Da, să asiste la tot felul de scene sau să provoace scene, să audă limbaj licențios. Nu. Ei trebuiau să creeze. Pentru că dacă cei de atunci nu ar fi creat, astăzi nu am fi avut o extraordinar de bogată cultură populară românească. E cultura românească minoră sau majoră? Depinde din ce punct de vedere privim, nu? Dacă punem în opoziție, să zicem, cultura savantă, atunci sigur aceasta este cultura majoră. Și cultura care stă la baza culturii savante este cultura populară, considerată cultură minoră. Pentru că aveam, de fapt, o altă întrebare pregătită. Cum să ne regăsim noi în vremurile sacre sau în profan? Să ne considerăm minori sau majori? În sensul vârstei maturității noastre, a educației noastre culturale. Noi trebuie să conștientizăm că suntem și trebuie să rămânem ființe culturale, ființe sociale, nici de cum minore, pentru că atunci statutul nostru este cu totul altul. Trebuie să trăim, între ghilimele spus, major, deci la modul frumos, într-o legătură pe care să o dorim perfectă, dacă este posibil, cu divinitatea, cu Dumnezeu. Și pe finele emisiunii v-aș mai întreba cum se pregăteau oamenii, pentru că suntem chiar pe final de săptămână, pe weekend, cum zicem acum. Sâmbăta și duminica erau considerate, mai ales duminica, zi sacră. Ce simboliza duminica în timpul mitic și astăzi? Cum așteptăm duminica? Cum ne pregătim noi? Pentru că duminica e o zi de sărbătoare considerată, nu? Duminica este considerată o zi de sărbătoare. Din păcate, nu mai este prețuită la modul real, adevărat, ca o zi de sărbătoare. Da? Pentru noi este a șaptea zi din săptămână, totul curge foarte, foarte repede, da? Cu e zi foarte de mult odihnă? Stres. Ar trebui, e ca ar trebui o zi să de fie... odihnă și de somn. De somn, dar ar trebui să fie zi de meditație. Da? De acel dialog despre care spuneam, cu noi înșine și cu sacralitatea, cu Dumnezeu. Sigur, strămoșii noștri cu totul altfel așteptau binecuvântata zi de duminică. Da? Pentru a merge la biserică era lucru de lege. Așa, apoi pentru a se întâlni în vreme de iarnă, când nu se putea munci pe câmp, la câte o șezătoare sau la câte un țăran acasă. Pentru că noi știm, le plăcea mai ales să povestească în ceas de seară și apoi să înconjoare casa de trei ori, pentru că se considera că după ce se spune o poveste, e bine să fie casa înconjurată de trei ori, pentru că această secvență ritualică este apotropaică, dar nu se vor atinge spiritele malefice de casa respectivă și de oamenii care trăiau acolo. Acum mergem la biserică, oricum, important este, spunem noi, să ajungem acolo. Dar oamenii de altă dată se pregăteau și din punct de vedere vestimentar, într-un anumit fel. În Maramureș se mai păstrează acea tradiție? În Maramureș se mai păstrează tradiția de a se merge la biserică, la nuntă, da, la orice sărbătoare, în costumul național, care este atât de frumos. Popular. Sigur că da. Și oamenii de la țară aveau costumul lor de sărbătoare. Deci pentru ziua de duminică și pentru toate celelalte sărbători importante de peste an. Iată, da, haine de sărbătoare, o ținută specială pentru o zi deosebită. Sigur că da. Da, pentru că trăiau foarte aproape de sacru, într-adevăr, de natură. Pe final de emisiune v-aș întreba, ce ați face dumneavoastră ca vremurile noastre să devină cu adevărat sacre?
Cum vă imaginați acest univers înconjurător? Este o întrebare dificilă. Ce aș face? În primul rând, aș elimina computerele. Mă scuzați. Da? Acestea perturbă universul nostru existențial. Nu ne mai lasă să medităm, să scriem frumos de mână, să fim cu adevărat creatori. Nu știu, m-aș retrage în mijlocul naturii, m-aș ruga cu mult mai mult, aș scrie cu mult mai mult și aș devora cărțile, citindu-le. Și aș lua după mine cât mai mulți tineri cu putință pentru a învăța să trăiască în natură ca ființe culturale, religioase, în comuniune cu divinitatea. Mulțumim din suflet pentru prezența dumneavoastră în emisiune. Cu deosebită plăcere și cu mare drag vă așteptăm să reveniți la noi. Și vă mulțumim pentru toate aceste minunății pe care ne le-ați oferit în această seară. Și eu vă mulțumesc foarte mult. Din păcate, timpul s-a scurs mult prea repede. Atât de multe și frumoase lucruri sunt de spus despre obiceiurile românești și poate că vom continua dialogul vorbind despre o serie de sărbători de primăvară, de vară, sigur, oricând. Vă mulțumesc! Mulțumim și dumneavoastră, dragi telespectatori, pentru că ați avut răbdarea de a ne urmări. Vă dau întâlnire săptămâna viitoare la aceeași oră. Până atunci, toate cele bune și o seară frumoasă. La revedere!